Dar timpul nu stă în loc și în vara anului 2005 ne pregătim pentru un nou turneu de spectacole, de această dată în Turcia. Este ora 7:05. Ne aflăm în fața Cercului Militar Național, de unde ansamblul artistic de copii Andantino va pleca într-un nou turneu de spectacole în Turcia. Și stăm de vorbă cu o mămică nouă, a unei fetițe noi, bineînțeles, din ansamblul nostru. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Tu cum te numești? Să știe și telespectatorii noștri. Andrei, Laura, Ioana. Laura. Laura, tu ai emoții? Nu. Tu ești nouă, n-ai mai fost în turneu cu Andantino. Cum crezi că o să fie? Frumos. Frumos, da? N-o să plângi după mami, n-o să avem probleme, da? Nu. Nu. Deci avem încredere în Laura. Mama Laurei. Din partea părinților. Din partea părinților. Să ne spuneți emoții. Dar în ce fel se manifestă emoțiile la dumneavoastră? Ia spuneți-ne. Tremură puțin. Și tremur și n-am dormit niciun pic, nici măcar 5 minute. E, n-ați dormit de căldură, lăsați. Spuneți-le telespectatorilor noștri ce îi spuneți Laura, ce îi transmiteți Laurei, în afară de faptul că trebuie să ne asculte pe noi, pe mine și pe domn profesor. Să se distreze, că pentru asta ești, că nu mai e stresată de mama. Nu face aia, nu face aia. Dar știți că trebuie să vă asculte. A mai fost plecată așa singurică? În excursii mici, așa de o zi. Dar a fost crescută de bunici, deci nu e o problemă din... să fie atașată de părinți, da. Perfect. Bine, atunci, dragi telespectatori, ați văzut ce părere au părinții micuților din ansamblul artistic de copii Andantino. Călătorie plăcută. Ce zici, Laura? O să te distrezi? Da. Spune-ne și nouă un mic secret, așa, cam ce ai să faci? În afară că o să săriți în pat? Păi, poate că o să mai invităm pe câte un băiat pe la noi să mai facem câte o petrecere. Sigur, petrecere, așa, voi cu minți, fără nicio problemă, da? Da. Îmi promiți? Promit. Ne-am adunat cu toții și primim ultimile sfaturi pentru deplasarea cu autocarul. După care ne urcăm cu minți fiecare la locurile noastre. La revedere, dragi părinți! La revedere! Domnul Dorin este unul dintre șoferii autocarului. Traversăm bătrâna Dunăre, peste podul prieteniei, către țara vecină, Bulgaria. În autocarul nostru, veselia este la ea acasă. Cel de-al doilea șofer al autocarului nostru este domnul Mehmet, cetățean de origine turcă. Afară sunt 34 de grade Celsius, dar în autocar sunt doar 20. După ce am tranzitat Bulgaria toată noaptea, către dimineață am ajuns la granița cu Turcia. Ce frumos este în vacanța mare!
cu tot cu autocar, ne îmbarcăm pe feribotul ce ne va traversa prin strâmtoarea Dardanele, ce face legătura dintre partea europeană a Turciei și Anatolia, partea asiatică a acestei țări. Dardanele este canalul dintre Marea Marmara și Marea Egee, are o lungime de 61 de kilometri și o lățime între 1 și 6 kilometri. Trăim o experiență unică traversând acest canal cu zeci de mașini și autocare îmbarcate pe feribotul imens. Gata, toată lumea va coborâ în portul Çanakkale. Întâlnim semiluna turcească la ea acasă. Călătorim toată noaptea prin podișul Anatolian. Autocarul ne leagănă ușor, iar noi dormim visând frumos. De-abia așteptăm să le povestim părinților cât de interesantă este astăzi Turcia. Am ajuns în stațiunea Marmaris. În timpurile vechi, Marmarisul era cunoscut sub numele de Fiscos. Numele actual vine din zilele lui Soliman Pașa sau Soliman Magnificul. Situat în acest superb golf, ce îți taie respirația, Marmarisul este înconjurat de munți și păduri de pini, ce îți oferă o stare de liniște și armonie. Baby, when I look at you, I know my dream has come true. Baby, when I look at you, I know my dream has come true. Iată-ne ajunși la hotelul Alinda, unde vom fi cazați timp de 10 zile. Nici nu am ajuns bine și am și ieșit la piscină să ne răcorim și noi un pic. Thank you.
cum vedeți, dragi telespectatori, ambele piscine au fost invadate de copiii din ansamblul Andantino. Ei, și după o baie răcoritoare, o și mai bună mâncare. În Turcia, masa de seară este cea mai importantă, ceea ce se observă și din imagini. Parcă și acum simțim mireasma bunătăților culinare întâlnite aici. Acum ne deplasăm cu minți la hotelul Green Nature, unde vom susține unul dintre spectacolele noastre. Prezentăm spectacolul în limba engleză, pentru că în turcă nu am învățat decât salutul Salam Aleikum sau Teşekkür ederim, adică mulțumim frumos. Programul spectacolelor noastre cuprinde muzică ușoară, muzică populară și dans. Dacă vom mânca toți prin farfurie la micul dejun, sigur domnul profesor ne va lăsa să intrăm în apă. Frumos încolonați, ca de obicei, având la noi toate cele necesare, ne îndreptăm către plaja din Marmari să facem baie în... Înainte de a ne expune la soare, ne protejăm pielea cu o loțiune specială. Afară erau 46 de grade Celsius,
dar căldura din Turcia este altfel decât la noi în țară. Este mai uscată și mai ușor de suportat. În sfârșit, după ce ne-am prăjit precum micii pe grătar, mergem în apă. Aoleu, cât de rece pare apa după această plajă fierbinte! Dar, ușor, ușor, ne obișnuim! Gata, acum chiar ne bălăcim în voie! E atât de plăcut să faci și baie și să admiri și muntele. Avem cu noi și o mică bărcuță pneumatică, ce face deliciul celor mai mici copii din ansamblul Andantino, Sorina și Laura, care nici măcar nu sunt la școală. Acum ne întoarcem la hotelul nostru pentru că urmează somnul obligatoriu de după amiază. La revedere, dragi copii! Ne revedem mai târziu cu partea a doua a acestui turneu!